Direcția de Sănătate Publică Suceava a anunțat joi că în săptămâna 27 februarie-5 martie 2023 în județul Suceava au fost înregistrate 72 de cazuri de gripă, din care 25 de pacienți au fost internați. Potrivit sursei citate, cele mai multe cazuri de gripă, 29, au fost înregistrate la grupa de vârstă 5-14 ani, alte 9 cazuri la grupa de vârstă 2-4 ani și 10 cazuri la grupa 0-1 an. În aceeași săptămână au fost 2273 cazuri de infecții respiratorii acute cu 34 de internări. Cele mai multe cazuri de viroze, 876, au fost la grupa de vârstă 5-14 ani. Tot în aceeași perioadă au fost înregistrate 339 de pneumonii cu 64 de internări, cele mai multe cazuri, 90, la grupa de vârstă 15-49 de ani. Purtătorul de cuvânt al Direcției de Sănătate Publică, consilier Gabriela Budeanu, a declarat că mai sunt aproximativ 900 de doze de vaccin gripal ce au fost distribuite la medicii de familie din județ. Ea a recomandat persoanelor vulnerabile, respectiv copiii, vârstnicii, bolnavii cronici care nu s-au vaccinat antigripal în acest sezon rece, că ar fi bine să o facă, întrucât se constată un val masiv de îmbolnăviri cu gripă, preponderentă fiind gripa de tip B.